Bună seara! Bună seara! Cum o plăcere? Bună seara! Sunt cei calci numărul 1. Bine ați venit! În cele trei municipii din Argeș, Pitești, Câmpul Lung și Curtea de Argeș, oamenii au fost surprinși când li s-au oferit în plină stradă un pahar cu ceai. Acțiunea au desfășurat-o în cadrul proiectului Ceaiul de Duminică Seara, angajați ai Ministerului de Interne, profesori, elevi și alți voluntari din cadrul Asociației Asproedu. Oamenii au fost plăcut surprinși și chiar au stat la o mică șuietă cu cei care le-au oferit ceaiul. Bine v-am regăsit într-o altă duminică, la un ceai fierbinte, într-o seară friguroasă de iarnă. Suntem aici cu instituțiile MAI, și anume pompieri, jandarmerie și poliție, alături de Câjuraie și inițiatorul proiectului, Asproedu Argeș, care a vrut să ofere cât un zâmbet și cât o experiență pentru elevi, pentru profesori, de voluntariat în a face un bine și a crea o seară mai frumoasă de iarnă. Proiectul Ceaiul de Duminică Seara este inițiat de Asociația Asproedu și are ca parteneri, pe lângă voluntari și militari din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență, de jandarmi și poliție. Acest proiect va continua și în perioada următoare.